Bine v-am găsit la review-ul laptopului Huawei Mate 20 Pro 2021. Avem de-a face cu un gadget compact și foarte, foarte rapid. Designul este unul extrem de atractiv. Vă voi arăta imediat cum arată închis MacBook X Pro 2021. Iată, este foarte subțire. Grosimea este de numai 1,46 cm. Înainte de a discuta mai mult despre specificații, să vă arăt și ce se mai află în cutie. Avem un cablu pentru încărcare USB Type-C la USB Type-C, încărcătorul este de 65W, asta înseamnă că laptopul se poate încărca foarte rapid. Putem folosi încărcătorul și pentru a încărca alte gadget-uri Huawei, precum seria P40 sau Huawei Mate 40. MacBook X Pro 2021 are o carcasă foarte subțire, așa că nu are foarte multe porturi. Avem un port pe partea dreaptă, USB, iar pe partea stângă avem două porturi USB Type-C, precum și portul jack. În cutie însă avem un adaptor USB Type-C către HDMI, VGA, USB Type-C și USB, ceea ce înseamnă că putem folosi acest laptop împreună cu mai multe monitoare. MacBook X Pro 2021 este și foarte ușor, cântărește numai 1,33 kg. Este ușor de cărat într-un rucsac. Produsul primit de mine în testare un procesor Core i7 de generația 11, 16 GB de memorie RAM și un SSD de 512 GB. Ecranul este tactil. Iar cele patru difuzoare redau muzica foarte clar și la un volum foarte ridicat pentru un laptop. Rezoluția display-ului este 3000x2000 pixeli, asta înseamnă că avem la dispoziție 6 milioane de pixeli, ne putem bucura de conținut 8K fără absolut nicio problemă. Iată cum redă un clip 8K Huawei MateBook X Pro 2021. Culorile sunt foarte naturale. Display-ul are un raport 3:2. Asta înseamnă că avem de-a face cu mai multă suprafață pe care putem lucra. Este mult mai practic atunci când intrăm în office sau atunci când lucrăm în mail, de exemplu, decât un display de 16:9 sau 21:9. Laptopul vine în două nuanțe, verde smarag și gri spațial. Eu am primit în teste varianta gri, arată foarte business, iar varianta pe verde arată foarte fashion. Putem partaja foarte ușor conținuturi de pe un smartphone Huawei pe laptop. Pur și simplu apropiem telefonul de touchpad și apoi confirmăm de pe laptop asocierea cu smartphone-ul. Și acum conectarea este completă. Putem să partajăm fișiere, să trimitem fotografii. Partajarea de fișiere și date între smartphone și computer este foarte, foarte simplă și rapidă. Acum ce se vede pe smartphone poate fi văzut și pe display-ul laptopului. Putem să trimitem cu ușurință fișiere. Huawei MateBook X Pro 2021 ascunde și câteva secrete foarte interesante. De exemplu, în butonul Power este integrat și senzor pentru amprente care deblochează laptopul. Iar în acest buton, care are desenat pe el o cameră foto, se află chiar camera web. Camera web care poate fi deschisă doar atunci când dorește utilizatorul pentru mai multă securitate. La o singură încărcare, bateria poate să reziste până la 11 ore de utilizare continuă în modul office. Dacă avem puțin timp la dispoziție pentru a încărca bateria, de exemplu 30 de minute, ne putem bucura totuși de autonomie extinsă de 4 ore. În doar 30 de minute, bateria se încarcă pentru a fi laptopul utilizat până la 4 ore. Cele 4 difuzoare redau sunetul foarte clar. Haideți acum să ascultăm cum redă vocea Huawei MateBook X Pro 2021. Un gadget cu totul și cu totul deosebit.
Este vorba despre un set de ochelari de soare care incorporează niște căști foarte, foarte reușite. Ia, sunetul se aude foarte clar, după cum ați putut auzi. Prețul lui Huawei MateBook X Pro 2021 cu configurația cu procesor Core i7, 16 GB de memorie RAM și 512 GB SSD este 7999,99 de lei. Este un preț corect în raport cu performanțele. Aștept cu interes comentariile voastre despre acest laptop și vă invit să recomand și alte gadgeturi Huawei pentru teste.